găsit! Astăzi vă propun să vă jucați de-a detectivii și să încercați să rezolvați sarcinile propuse, investigând îndeaproape informațiile prezentate sau cu ajutorul unui dicționar, descoperind cuvinte sau expresii. Textul pe care vi-l propun azi se numește Cuiele și este scris de Pop Simion. Puteți opri după fiecare fragment acest video, să căutați în dicționar cuvintele și să le scrieți în caiet sau răspunsurile la unele întrebări. După fiecare moment de investigare, veți avea ocazia să vă verificați ceea ce voi ați descoperit împreună cu mine. Să începem! Era odată un om care avea un fecior foarte leneș. Doar de rele era bun. Tatăl său se hotărâ să bată câte un cui în ușă pentru fiecare boacănă a neisprăvitului, cuiul și fapta de ocară. Să investigăm! Spune un cuvânt cu sens asemănător pentru odată. Ce înseamnă cuvântul boacănă? Dar expresia fapta de ocară. Într-o zi, ușa se umplu și deveni un zid de cuie. Fiul omului se înfurie și îl întrebă: de ce ai bătut cuie în ușă? Tu le-ai bătut, zise tatăl. Să investigăm. De ce credeți că tatăl îi spune fiului că acesta a bătut cuiele în ușă? Eu? Da, n-ai făcut tu rele multe fără număr? Pentru fiecare faptă rea am înfipt câte un cui. Nu-i supărare, cuiele se pot scoate. Eu voi fi acela, promise fiul. Să investigăm. Cum a ajuns ușa plină de cuie? Ce îi promite fiul tatălui? După un timp în care a făcut numai fapte bune, ușa se goli. Strălucind de bucurie, fiul întrebă: văzut ai, tată? Nu mai e niciun cui. Dar găurile? Să investigăm. Ce înseamnă expresia strălucind de bucurie? La ce se referă tatăl când îl întreabă despre găurile rămase în ușă? Care este învățătura transmisă? Greșelile pe care le facem, năzbâtii sau boacăne, au consecințe sau lasă urme în jurul nostru. Nu putem șterge cu buretele ceea ce am făcut, chiar dacă ne pare rău după aceea. Trebuie să fim atenți la tot ceea ce facem și să încercăm să facem fapte bune de care să fim mulțumiți. Să nu uităm să ne cerem scuze atunci când greșim. Pe curând!